ceea ce vom face în continuare, în partea a treia a acestui serial, dacă pot să spun, va fi să mergem cu acest Audi e-tron, doar cu el, înapoi în Germania, timp de 2 zile. Deci o mașină, doar 2 zile la dispoziție de a ajunge de aici, din Chișinău, până în München. Să vedem dacă ne reușește și asta. Așadar, prieteni, e ora 2 și 11 minute dimineață, o dimineață de duminică în care pornim înapoi spre Germania, de această dată doar cu Audi e-tron. Deci o singură mașină electrică la drum lung, vom face un sprint mai rapid, de fapt, să vedem dacă reușim să ne încadrăm în 2 zile, așa cum am conduce, de fapt, și cu un automobil cu motor obișnuit. Suntem la stația din Adjud, e ora 6:12 dimineață, am parcurs 266,4 km până aici, mai avem 61 km autonomie, a fost serpentinia, a fost reliefful de la Reușeni, așadar putem să punem acum mașina la încărcat. Avem 18% de baterie acum. Ne încărcăm cu 50 de kW pe oră, avem nevoie încă de 1 oră și 33 pentru a face plinul complet la 100% pentru Audi e-tron. Deci încărcare completă în acest moment aici la stația din Adjud. Este ora, hai să vedem, ora 7:38, încărcarea a finalizat. Avem 324 km autonomie estimată, dacă am continua în același regim. Putem să pornim mai departe spre Brașov. Ce pot să spun despre el, despre confortul care îl oferă, despre performanțele care le oferă? Autonomie realistă pe viteză de autostrăzi de circa 320-350 de km în funcție de regimul de condus, dar trebuie să știți că noi am vrut să conducem cât mai aproape de viteze reale, deci 130-140 până se permite, 120, cam asta e mijlocul de aur pe care am încercat să-l ținem. Bine, în România am încercat să ținem cam până la 100 la oră în afara orașelor, așa cum e permis, și evident în oraș să respectăm limitele legale. Deci acolo unde se călătorește chiar rapid, mașina oferă în continuare o autonomie mare. Marea, de fapt, deosebire a lui Audi e-tron este liniștea aproape completă pe care o ai la interior, la drum lung. Aici noi rulăm acum pe un drum un pic betonat, așa, care mai scoate niște zgomote, dar în momentul în care intrăm pe o autostradă din astea noi, chiar nu se aude niciun sunet la rulare, niciun sunet practic de la motor. E o izolare fonică de studio, aș putea spune, în care îți rămâne doar ca într-un studio să savurezi muzica Bang & Olufsen pe care o ai la interior și să te bucuri de această liniște. Și de fapt această liniște la drum lung te face să nu obosești. M-am surprins pe mine însumi după ore și ore în șir de condus
că nu obosesc. Sau cel puțin obosesc mult mai puțin decât aș face cu o mașină chiar premium comparabilă cu motor tradițional sau, mă rog, detalii comparabilă. Deci lucrurile sunt cu adevărat plăcute. Mașina asta se conduce super plăcut, suspensia este super mare, mergi ca pe unt pe ea și asta, toate astea te fac să te simți cu adevărat confortabil la drum lung și să savurezi condusul. Asta de fapt contează cel mai mult, nu? Că atunci când cumperi o mașină electrică să nu faci compromisurile alea, să te simți de parcă ți-ar lipsi ceva în viață când mergi cu ea și să tot fii subiectul glumelor pentru alții. Aha, încercați să fiți subiect de glume cu acest Audi e-tron. Ia uitați ce facem. Glumele nu sunt prea nostrime cu el, să știți. E mai mult un magnet de priviri și nimeni nu o să îndrăznească să vă privească așa cu milă la volanul mașinii astea. Și nu e neapărat pentru că e Audi, ci pentru că e o mostră de tehnologie care sare din ochi de la o poștă. Deci e suficient să privești la ea, să vezi că e electrică și să ai admirație nu pentru cele 4 inele de capotă și pentru prețul ei, ci pentru tehnologia! Deci a căzut camera, prieteni, și asta încă o dată demonstrează cât de intensă e accelerația lui Audi e-tron. Deci a ieșit și camera din suportul ei. Da, aparent, dacă tot am condus și Jaguar I-Pace în această expediție, totuși I-Pace rămâne felina aia care te lipește de scaun mai tare. Trebuie să recunoaștem asta. Dar aici, puterea nu este insuficientă, ci e dozată un pic altfel. Dacă o pui în regim dynamic, dacă apeși kickdown atunci când îți dă cei 48 de cai putere toți odată, atunci caracteristica de accelerare cumva se apropie de I-Pace. Acolo ea îi prezentă tot timpul. Aici însă e un echilibru mai axat spre confort și spre raționament, dacă pot spune. Deci doar nu ai nevoie chiar în fiecare moment de această accelerație nebună, nu? Și atunci când o vrei, ea este prezentă, iar în mod normal mașina accelerează un pic mai domol, foarte puternic în același timp, dar nu irosește fără prea mare rost energia din baterie. Se o păstrează pentru a avea autonomie reală. Trebuie să spun că Audi e-tron estimează cel mai bine dintre toți autonomia reală de care vesti capabil. Deci nu variază foarte mult cifra aia, ține cont cu adevărat de regimul pe care conduci, de viteză, de stil, de relieful pe care conduci. Ține cont de toate astea și îți dă o cifră realistă. Deci dacă vezi că mai ai încă 226 în momentul ăsta, poți estima, poți chiar merge până la 210-215 fără probleme, pentru că realitatea va fi foarte aproape de această prognoză. Prieteni, ora 10:45 de minute, am încărcat la Kaufland în Brașov suficient cât să avem rezervă de autonomie până la Sibiu sau chiar până la Sebeș în caz că vor fi ocupate, deci nu stăm să facem plină total, nu este suficient și atât, avem o autonomie de 225 de km și mergem mai departe, nu mai pierdem încă 48 de minute de asta aici și face plină total. E suficient și atât, vrem să parcurgem mai repede acest traseu, să vedem dacă se poate în două zile, așa că ceea ce trebuie să facem acum este să deconectăm stația și să scoatem acest cord pentru a ne mișca mai departe. Sibiu, deja e ora 12:47 de minute și deja am intrat în Sibiu. Mergem acum spre Promenada Mall, acolo unde este un încărcător testat de noi deja, fast charge, și trebuie să spun că e cumva deja foarte plăcut că la o oră atât de vreme, la 12:47, suntem deja la Sibiu cu mașină electrică, încărcând până aici deja de două ori, o dată complet și o dată parțial. Și uite că acum ajungem deja în Sibiu, unde planificăm să mai facem o încărcare completă. Avem două opțiuni aici, fie acest mall, fie încă un magazin Kaufland. Da, prieteni, aici în Sibiu avem parte de o surpriză la stația de încărcare. Un automobil parcat neregulamentar pe locul de parcare rezervat automobililor electrice,
respectiv nu aveam acces la stație, pentru că în acest cel de-al doilea loc nu ne ajunge cablul. A trebuit să improvizăm, am fost deocamdată în mall la informații, am solicitat să cheme acest proprietar de automobil ca să vină să-și ridice vehiculul de aici, dar deocamdată am tras, uite așa, improvizat vehiculul nostru, Audi-le nostru, pentru a-l alimenta, ca să nu pierdem timpul atât timp cât îl așteptăm. Și imediat cum vine acest proprietar, vom muta și noi deja corespunzător automobilul pentru a-l încărca. Aici este de asemenea un fast charge, un fast charge gratuit, care încarcă cu viteză de 50 de kW pe oră. Mașina noastră are acum cam 30% de baterie rămase, cu atât am ajuns la Sibiu și vrem să o încărcăm de plin sau aproape de plin aici, să vedem în puncte de situație. Și în acest moment suntem deja la Deva. Am avut un popas, după cum știți, la Sibiu, într-un mall. Am alimentat, după aia am fost și am spălat un pic mașina. Deci am putut chiar să dedicăm vreo 40 minute spălării mașinii, ca să putem înainta cu ea mai curată, un pic așa, un pic de self-service. Deci lucrurile evoluează foarte bine. Aici cred că din nou nu vom încărca chiar de plin. Să vedem un pic. Așa, mai avem încă, avem o autonomie de 212 km la acest moment. Încă 50 de minute dacă am sta să încărcăm până la urmă, dar nu vom sta, cred că e suficient să încărcăm până pe la 80-85% și să mergem mai departe spre Arad. Acolo mai facem iarăși un scurt popas, după care intrăm în Ungaria. Nu mai e nevoie chiar să mergem cu 100%, pentru că în Ungaria vrem să poposim la un încărcător de lângă un restaurant, acolo o să stai ceva mai mult și vom alimenta până la 100%, după care deja vor urma încărcătoare ionice cel mai probabil. Deci, dar uite că te apropiem tot mai mult de capătul României, dacă pot spune așa, deci de marginea vestică a României, iar una din provocările noastre era să demonstrăm dacă se poate trece România într-o singură zi, pe parcursul unei singure zile, cu o mașină electrică. Suntem tot mai aproape de momentul în care putem să zicem da. Suntem la Deva acum, mai avem un pic și ajungem la Arad, iar de la Arad până la Nădlac, la Vama Vestică, nu mai e decât o aruncătură de băț. Așadar, ora 17:39 de minute și deja ne îndreptăm mai departe spre Arad. De această dată am pus navigația nativă a mașinii să ne conducă, care este realizată pe bază de Google Maps, deci cu imagini din satelit, cu imagini reale ale clădirilor pe care trecem. Și am făcut asta pentru că ea ne duce mai logic pe autostradă, în timp ce Waze vrea să ne ducă pe drumuri de astea extraurbane, iar fiind duminică seara, estimăm că vor fi cam aglomerate acele drumuri. Deci, continuăm deplasarea spre Arad, unde ar trebui să ajungem cam către ora 8 seara. Suntem în Arad deja, aici am dat peste o stație Rompetrol, care ne încarcă gratuit acum, cu viteză de 50 de kW. Deci vom sta aici suficient timp cât să avem autonomie până la următoarea stație de Ungaria, acolo unde vom putea încărca în timp ce cinăm. Aici, sigur, putem servi o cafea, putem bea o cafea în timp ce Audi e-tron își reîncarcă bateriile. Deci e posibil, România traversat într-o singură zi, fără probleme, cu o mașină electrică. Deci dimineața, la ora 3, eram în Chișinău, pe la aproape de 5 la Vamă și uite că la ora 8 seara suntem deja în Arad. Mai facem aici plină vreo 30 minute și mergem spre Vama Nădlac. Avem câteva minute de când am intrat în Ungaria.
Deci e posibil, așa cum spuneam, să traversezi întreaga România pe parcursul unei singure zile cu un automobil electric, fără sforțări extreme, fără încărcări și așteptări lungi dacă ai o asemenea autonomie și foarte aproape de regimul de condus al unui automobil cu propulsie tradițională. Suntem acum pe o autostradă din Ungaria, autostrada M5, și ne îndreptăm spre Budapesta. În foarte scurt timp, în vreo 50 de km, urmează și un nou popas, un restaurant cu priză de încărcare fast charge alături, foarte comod pentru o scurtă oprire la o oră de seară. Suntem aici la popasul preconizat de lângă autostrada M5 și am pus de această dată pentru o perioadă mai lungă auto-ul nostru la încărcare, deci vrem să-l încărcăm complet pentru a putea ajunge la vreo 300 de km departare după Budapesta la o stație Ionity deja. Între timp avem aici un hotel cu un restaurant, putem să mergem să luăm și cina. Deci, prieteni, suntem în Ungaria, foarte aproape de Gyor. Aici este prima stație Ionity despre care am mai vorbit în segmentele anterioare. Audi e-tron s-a încărcat la 100%, vreme de doar 33 de minute, deci de la 22% la 100% în numai 33 de minute 05 secunde, timp în care a pus în baterie 65,9 kW. Deci cam 115-120 de kW/h încarcă e-tron pe, deci la aceste stații Ionity. În acest ritm nu e nicio problemă să înaintezi în sprinturi de lungă distanță și de viteză mare. Da, e ora 5:20. Suntem deja apropiere de Viena și am conectat Audi e-tron la o nouă stație Ionity. Procesul de încărcare începe, uite așa. Da, deci am mers 125 de km, consumând 40% de baterie, cu viteză de 130-140 de km la oră. Deci, cu viteză de autostradă, peste 300 km sunt garantați. Ia uitați-vă aici, 39 de minute, facem din nou plinul, chiar dacă ultimele procente se încarcă un pic mai încet. Cu stația asta Ionity, chiar se poate călători rapid, iar noi, la un pic peste 24 de ore de când am pornit, deci ora Moldovei ar fi ora 6:20 acum, deci avem 27 de ore de când am pornit și uite că deja suntem aproape de Viena. E un sprint care deja decurge mult mai rapid decât am așteptat, iar asta înseamnă că eventual cu un pas la un hotel în 2 zile foarte lejer se poate călători cu un asemenea automobil cu asemenea autonomie și, desigur, cu capacitatea de încărcare rapidă. Deci suntem aici, în apropiere de Viena, deja, la o altă stație Ionity. Așa cum spuneam, aveam încărcat doar 30%, s-a încărcat atât de repede încât nici n-am reușit să ne bem cafeaua. Am mai stat vreo jumătate de oră în plus aici, doar de... pentru a bea o cafea, pentru a ne trezi mai ușor și... acum suntem gata să înaintăm către noua stație, 196 de km de aici până la o nouă stație Ionity și din nou vom putea merge lejer cu orice viteză de autostradă care e permis aici, fără a ne gândi la consum, autonomie, eficiență, pentru că acolo din nou vom putea încărca ultra rapid și merge mai departe. Da, e deja ușor, plăcut și
foarte rapid să călătorești cu un asemenea Audi. Deci ne avem, ieri dimineața am pornit din Chișinău și azi dimineața suntem deja aici în Viena. Și mergem mai departe, nu mai ia prea mult timp să ajungem spre Minsk. Așadar, una din ultimele încărcări cu Audi e-tron la o stație Ionity a luat sfârșit din nou. Suntem pregătiți pentru a merge mai departe spre München, poate cu un mic popas dacă vom goni foarte tare pe autostradă, pentru că intrăm deja în Germania, acolo unde acest lucru este permis. Iar cu un asemenea SUV cu 408 cai putere la activ în regim overboost și 360 de cai în regim normal, este chiar plăcut să-l apeși din când în când pe autostrăzi. Cert este că în ceva mai mult de 24 de ore am ajuns din Chișinău în München, sau aproape din München până acum, aproape la fel de repede ca și cu un automobil cu propulsie tradițională. Deci asta dată chiar a fost o deplasare rapidă, poate chiar mai rapidă decât ne așteptam. Acum nici check-in-ul la hotel nu putem să facem la ora atât de vreme, așa că probabil vom mai poposi undeva să mai luăm o gustare până putem să livrăm mașina și ne cazăm la hotel. Uite așa, asta înseamnă că atunci când ești deja informat, știi unde să oprești, știi care rețele și care stații de încărcare funcționează la sigur, nu mai pierzi timp cu experimentele, cu încercările și cu rateurile, iar asta înseamnă că poți să te deplasești, să înaintezi rapid. Audi e-tron este cu siguranță unul din modelele curente cele mai indicate pentru o asemenea călătorie de drum lung. Nu mai e doar o mașină de oraș, ci e un SUV în adevăratul sens al cuvântului, cu o gardă la sol de 172 cm, cu confort de drum lung, cu spațiu foarte mult pentru pasagerii, banchete spate, dar și portbagaj, deci un SUV în toate legile. Așadar, iată că ne apropiem de München în cea de-a doua zi al celui de-al treilea segment din expediția noastră, Electric Ultramaraton. De ce ultramaraton? Pentru că am vrut să facem aceste trei segmente de drum lung, foarte solicitante, ca să răspundem la cea mai importantă întrebare. Se poate oare călători din Moldova spre Europa și eventual invers cu un automobil electric de diferite caracteristici tehnice, dar să se poată călători la drum lung, astfel încât acest automobil, eventual unicul din familia voastră, să poată fi folosit atât în oraș cât și pentru călătorii extraurbane, în vacanțe sau în oricare alt tip de deplasări pe care l-ați putea avea. Răspunsul este da, dar acest da a fost fortificat cu fiecare nou segment. În prima parte a expediției, atunci când mergeam cu două automobile, cu Hyundai Ioniq Electric și cu Jaguar I-Pace, lucrurile au fost foarte provocatoare, foarte complicate, pentru că a dat peste multe prize care nu se sincronizau bine, nu începeau procesul de încărcare, a trebuit să avem multe rateuri, alternative căutam. Au fost momente în care am descoperit și prize fantomă, care nu mai existau decât în rol de mobilier. Iar toate astea ne dădeau peste cap lucrurile. Pe lângă asta a trebuit să facem tot soiul de accounturi și să descărcăm aplicații în fiecare țară în care am călătorit. În mare parte România au funcționat cam două aplicații, în Ungaria una singură, în Austria încă una și, sigur, Ionity, aplicația pentru această rețea de chargere puternice dezvoltate de mari producători, care e valabilă pentru toată Europa. Uite așa, da, a trebuit să învățăm multe, să ne descurcăm în kilowatts, în accounturi, în procese, în carduri, în plăți, în of, doamne, ce de multe. Dar toate sunt complicate acum la început și mergem noi prin această complexitate pentru a vă ușura vouă sarcina mai departe, pentru a veni cu aceste sfaturi utile și indicații de fapt cum să vă planificați traseul în așa fel încât să scăpați de toată această sarcină dificilă de planificare, să vă faceți lucrurile mult mai simplu și să savurați de fapt călătoria fără aceste bătăi de cap. Așadar, în primul segment lucrurile au fost mai complicate. A trebuit să învățăm multe. Am ajuns într-un final în Germania în timp de 3 zile, obosite, să recunosc, chiar dacă oprisem la hotele pe timp de noapte, cu multe planuri date peste cap față de orarul inițial stabilit, dar și în același timp eram bucuroși că ne-a reușit, deci am învățat foarte multe. În partea a doua
mergeam deja cu 3 automobile spre Moldova, cu Audi e-tron, protagonistul ăsta expediției în care mă aflu și acum, cu Jaguar I-Pace și cu Hyundai Ioniq electric. Cele 3 mașini au călătorit, s-au sincronizat de această dată mai inteligent, încât să folosim mai eficient încărcătoarele pe care le aveam pe traseu, să nu facem rând la ele. Și în timp de 3 zile din nou am ajuns acasă, deja știind locurile verificate, deci chargerele verificate, chargerele care nici nu mai face să le mai verificăm. Și atunci lucrurile au devenit mai eficiente. Chiar am putut sta aproape jumate de zi la o păstrăvărie în România, spre exemplu, ca să savurăm lucrurile. Și în fine, ultimul segment este poate cel mai solicitant, dar și cel mai relevant pentru cei dintre voi care v-ați dori călătorii de distanță lungă cu electrice. E vorba de o singură mașină care călătorește la drum lung cât de repede poate. Bine, mulți dintre voi și-ar dori să oprească la un hotel pe noapte și așa e normal să o faceți. Noi am vrut să facem scenariu în care am înaintat continuu. Suntem cu Vicu doi șoferi de care ne-am tot schimbat în rouă de la volan. Am oprit pentru a încărca în mare parte și pentru mici pauze de cafea, de cină, de dejun, dar n-am dormit foarte mult în hotele, deci datorită faptului că am putut să ne schimbăm la volan. Și ce credeți? Misiunea noastră a fost să ajungem în 2 zile în Germania, așa cum am face de fapt și cu o mașină normală. Adică pornești în ziua 1 dimineață, cât mai dimineață, și în ziua 2 spre seară ești acolo. Deci 2 zile, nu vorbesc de 48 de ore, ar fi undeva vreo 36 de ore. Asta era ținta noastră. Dacă putem face asta, zic, atunci am răspuns complet la întrebarea se poate sau nu. Și bine, realitatea ne-a demonstrat că e mai optimistă decât puteam estima inițial. După 32 de ore deja suntem aproape de München. Deci am înaintat foarte repede. România am făcut-o ieri pe parcursul întregii zile, astfel încât seara pe la apus, când deja era noptat, eram la Arad, la marginea vestică a României. Deci toată România poate fi făcută într-o singură zi cu o mașină electrică. După care am mers în Ungaria, am dat peste stațiile Ionity și spre dimineață deja eram în Viena și chiar după Viena. Deci un pic mai mult de 24 de ore ne-am luat să ajungem cu această mașină în Germania. În mare parte, viteza de deplasare este aceeași ca și cu o mașină normală, să zic, în sensul ăsta, luat în ghilimele, că vorbesc aici normală, cu motor cu propulsie tradițional. Diferența o fac doar acele câteva ore în plus pentru încărcare, dar aici, având proprietate de fast charge, chiar și cu prizele din România de 50 de kW, se poate încărca până la 1 oră și 45 bateria aproape goală până la plină 100%. Iar la prizele astea de 100 și ceva de kW, 150, chiar 350 de kW, dar bine, mașina trage cam 115 maxim, atunci în 40 de minute se poate face plinul complet al bateriei. Iar asta înseamnă că abia reușești să-i comanzi celor de la benzinărie o cafea, un croissant, abia reușești să-i tragi un pic sufletul și e și încărcată mașina. Deci nu mai ai anxietatea asta de a sta și de a aștepta că oare când se va încărca, vai ce să facă în timpul ăsta. Nu, deci te bucuri doar de un pic de respiro așa, deci o cafea, un pic de comunicare cu cei cu care călătorești și gata să mergi mai departe. Și noi spuneam că atunci când mașinile electrice vor fi compatibile și pentru drum lung, astfel încât să nu-ți dea cap planurile peste cap, să nu te ducă într-o extremă în care să călătorești cu copiii, cu rulota după tine, timp de 2 săptămâni să ajungi undeva pe la neamuri prin Italia, atunci ele vor fi viabile. Și anume mașina asta ne demonstrează că lucrurile astea deja se întâmplă. Te-ai urcat, ai plecat, ai alimentat acolo unde știi sigur că o faci repede și în mare parte planificarea devine deja foarte apropiată de un automobil normal. Iar asta face lucrurile posibile așa astfel încât o mașină de tipul ăsta să poată fi unica mașină în familie. Nu e nevoie să aveți două deja, nu e nevoie de backup. Puteți călători cu ea atât la drum lung, cât și în regimul urban, în mediul regional, așa cum o faceți în zile de muncă, să zic. Deci răspunsul final este da, cu siguranță se poate. Și nu trebuie să mergi într-o extremă pentru a face aceste călătorii la drum lung. Trebuie doar, eventual, să citiți relatările noastre detaliate cu aceste sfaturi utile, ca să știți ce să faceți și cum să vă planificați. După care să instalați niște aplicații pe smartphone, deci practic un smartphone, un pic de planificare și o mașină electrică cu autonomie suficientă și cu fast charge preferabil, e tot ce aveți nevoie pentru a călători ecologic, electric, la drum lung, fără, așa cum spuneam, fără a merge în extreme cu rucsacul în spate și cu funia la autostop pentru tractare.
da, lucrurile sunt simple deja. Așa, și au evoluat atât de mult în ultimii 2 ani chiar, încât nici măcar un an în urmă, atunci când făceam primul hybrid electromaraton, nu-mi imaginam că peste un an voi ajunge să conduc mașini electrice până în Germania și înapoi, una după alta, 3 segmente. Și ne-au reușit, deci ne-am încadrat în timpul scontat inițial. Am reușit chiar mai repede decât am estimat inițial. Deci se poate. Știți deja că suntem pe drum înapoi spre Germania doar cu Audi e-tron. Despre evoluția detaliată a acestui traseu și multe, multe curiozități pe care nici nu le așteptam să le avem pe acest al treilea segment, vă spunem în curând, dar acum vrem să vă arătăm spontan o stație Ionity de ultimă generație și acest Audi e-tron cu ce viteză a ajuns să se încarce și se încarcă încă Audi nostru. Sper să se vadă aici în cauza contrastului. Ia uitați-vă, 150-151 de kW pe oră viteza de încărcare. Deci noi avem 16 minute de când stăm aici, viteza a crescut treptat de la vreo 120, 130, 140, acum am ajuns la 150-151 pe oră. Deci e o viteză absolut incredibilă de încărcare. Nici nu bănuiam că Audi e-tron poate lua atâta capacitate dintr-o priză. Dar apropo, priza, fiind de nouă generație, are până la 350 de kW potențial. Deci vă dați seama ce incredibil. Deci cu asemenea stații, plinul, când a venit aici cu vreo 20%, 25% îmi pare că, uite, avem deja 75%, aproape 80% în 17 minute. Nici măcar nu reușești să mergi să-ți iei o cafea, să-l încurasant, până aici, până la altă, te gândești că deja vei finaliza încărcarea și vei ține degeaba locul de parcare. Deși, mă rog, sunt locuri de încărcat libere. Deci e absolut fantastic, prieteni, absolut fantastic. 152 de kW în acest moment este viteza de încărcare. O baterie de 90 de kW ca lui Audi e-tron se încarcă în 20-30 minute, în funcție de cu cât veniți și atunci la momentul încărcării, deci cât aveți în care a rămas în baterie. Da, cu asemenea prize, viața la bordul unei electrice, chiar și la drum lung, este o poveste. Așadar, încheiem această expediție cu segmentul în care Audi e-tron face naveta singur. Dar sigur, marea întrebare este, dacă tot am călătorit și cu Jaguar I-Pace și cu Hyundai Ioniq Electric, dacă aceste performanțe la drum lung pot fi realizate doar cu Audi e-tron sau pot fi și cu celelalte. Răspunsul este simplu, dar în același timp necesită mici detalizări. Jaguar I-Pace este foarte, foarte similar în ceea ce oferă ca și autonomie, putere, tip de încărcare, deci ceea ce e valabil pentru Audi e-tron este absolut valabil și pentru Jaguar I-Pace. La fel de repede se poate călători, la fel de repede se poate încărca, la fel de plăcut este să călătorești și acolo sistemul ăsta audio e la fel de plăcut, poate chiar un pic mai analogic, mai dulce, așa, nu știu cum, e un sistem meridian foarte bun, dar bine, să nu ne abatem. Deci, ceea ce e valabil pentru Audi e-tron este valabil și pentru Jaguar I-Pace, fără nicio ajustare practic. Acum, Hyundai Ioniq, pentru că noi am ținut să avem și o mașină mai accesibilă, un pic mai bugetară, dacă pot spune asta, atunci când vorbim de o mașină de sub 30.000 de euro, dar e vorba de mașină electrică. Deci, noi vrem să avem și o mașină mai accesibilă. Sigur că ideal ar fi fost ca ea să aibă fast charge și atunci lucrurile devin mult mai ușoare. Deci, chiar dacă ai autonomie mai mică de 250-270 de km, ea e ușor de compensat cu fast charge, pentru că și consumul mașinii propriu zis în kW/h la 100 de km este mai mic. Dacă aici avem 26 de kW la 100, într-o mașină de talia lui Hyundai sau Nissan Leaf eventual am avea cam 13, 14, 15 kW. Deci, cumva te încarci mai repede, fast charge și mergi, da, vei face popasuri mai dese, dar vei putea oarecum echivala ritmul ăsta de înaintare. Asta e unica specificare pe care trebuie să o facem. În cazul nostru, mașina n-a avut fast charge. Asta a îngreunat un pic lucrurile, a făcut timpii de așteptare mai mari, de-aia noi și-am estimat cumva 3 zile pe primele segmente, ca să nu ne depărtăm foarte tare de Hyundai, să fim toți într-un spirit de așa de echipă, ca niște camarazi. Și asta era poate, nu știu, varianta extremă a unei călătorii cu o mașină electrică, atunci când ea se încarcă destul de încet, vreo 3-4 ore,
și totuși te încăpățânezi să faci asta. Pentru că sunt și oameni care atât de mult au intrat în tema electrică, încât sunt gata la aceste sacrificii și la un ritm un pic mai extrem de condus. Ei bine, răspunsul este că și acolo se poate. Dacă ești gata să întinzi un pic planificarea, deci să nu înaintezi foarte mult kilometri pe zi, eventual până la vreo 600 pe zi, să ai mai multe popasuri, să savorezi un pic mai mult călătoria, să ai segmente din astea mai scurte, chiar și cu tu întreaga familie, atunci lucrurile sunt posibile. Tot ce trebuie să faci este de fapt să savorezi. Și aici vine marea schimbare și marea concluzie a acestui tip de călătorie electrice. Ne obișnuisem cumva cu aceste autostrăzi și cu ritmul precedent să călătorim și să vrem să ajungem cât mai repede la destinație. E ok și asta, dar cumva am uitat de vremurile alea în care mașina se conducea savurând și opreai deseori la câte o cafea, mai schimbai o vorbă cu cei din jur, comunicai, deci era plăcut procesul ăsta să ajungi, mai priveai peisajele prin jur. Așa era cândva, când nu existau autobane izolate de pereți și în care înaintai, nu știu, cumva semi-automat pe ele. Iar mașinile electrice cumva îți deschid această paranteză, îți deschid această parte oarecum uitată a unor călătorii și te fac să savurezi mai mult, te impun chiar, pentru că vei avea ore în care va trebui să aștepți. Și asta te va face fie să comunici mai mult cu cei din familia ta cu care călătorești, fie să comunici chiar cu oameni străini. Noi am comunicat cu atât de multă lume pe la aceste stații, și lumea asta este unită de pasiunea pentru electrice. Deci atunci când te întâlnești la state, imediat ai un interes comun și imediat se leagă discuțiile, se leagă experiențele. Oamenii își povestesc aceste experiențe, te învață câte ceva, tu înveți câte ceva. Deci e o lume cumva nouă, frumoasă și foarte plăcută pentru cei care sunt pasionați de high-tech-ul ăsta. Iar asta face invitația în lumea electrică și mai interesantă, și mai palpitantă. Deci cumva e o lume care e frumoasă, deci nu e o lume în care să intri făcând multe sacrificii, ci dimpotrivă, având multe beneficii ulterior și îndrăgind-o. Vă asigur că dacă veți trece, cel puțin cu o mașină din familie, inițial poate, la o mașină electrică și la aceste călătorii electrice, va fi foarte greu să renunțați sau să dați un pas înapoi la o mașină cu ardere internă. Iar asta spune cel mai mult despre această epocă nouă pe care în care pășim cu toți acum. Noi chiar glumeam în această expediție că ceea ce facem noi acum poate părea un pic extrem și poate când vom povesti nepoților noștri, ei vor râde de noi și vor spune cum a fost posibil să mergi 3 zile, să stai atâtea ore la încărcat, să stai 3-4 ore sau să stai o oră. Dar treaba asta e ca și cu kilobiții și megabiții. Cândva râdeam cu toții sau cândva ni se părea că dacă prindeam o conexiuniune de 53,6 kilobiți pe secundă la internet, l-am atins pe Dumnezeu de picioare. Astăzi zâmbim de asta și avem sute de megabiți, gigabiți de viteză. Exact așa va fi și cu aceste stații de încărcare și cu aceste tehnologii. Astăzi durează câteva ore. Peste 5 ani va dura câteva zeci de minute, câteva minute poate. După care problema va dispărea și va fi dată uitării. Iar noi cu toții, peste mulți, mulți ani, vom privi în urmă la această experiență de pionierat de acum, zâmbind și zicând că da, a fost și un moment din ăsta în care am pășit primii pe un tărâm sau într-o epocă a unor experiențe noi. Am făcut-o și pe asta, am făcut o nouă expediție cu o tematică cu totul specială, dar am făcut-o în primul rând pentru voi, ca să vă putem inspira și să vă putem arăta cum să faceți lucrurile în cel mai ușor mod posibil. Ne bucurăm că am ajuns la final și trebuie să vă spunem o mare mulțumesc că ați fost alături de noi și să vă îndemnăm să vă salvați toate aceste relatări detaliate cu instrucțiuni și cu sfaturi utile. Salvați-le chiar dacă astăzi încă n-aveți un electromobil. S-ar putea ca peste un an să totuși să vă gândiți că e momentul să cumpărați unul în familie. Și atunci le veți accesa, veți privi acolo, veți uita, veți mai actualiza poate informația că lucrurile se schimbă foarte repede și veți putea face călătorii similare și voi. Sunt Ilie Toma de la Piața Automede și împreună cu coechipierii noștri, care au fost mulți și s-au mai schimbat între ei pe toate aceste segmente, vă spunem un mare mulțumesc că ne-ați urmărit și vă promitem că experiențele noastre de drum lung, inclusiv experiențele cu mașini electrice, nu se opresc aici. Electric Ultramaraton a fost o experiență de pionierat la drum lung, dar lucrurile abia încep, epoca asta nouă abia începe, așa că s-ar putea să avem parte de niște experiențe fantastice, foarte curând. Am ajuns
la destinația finală în München cu Audi e-tron. Aici este locul unde urmează să-l returnăm producătorului din Ingolstadt. Suntem lângă München aeroport și sigur trebuie să ne luăm adio de la acest minunat electromobil. Am avut o experiență frumoasă și trebuie să recunoaștem că mașina asta chiar ne-a încântat. Iată și ce spune calculatorul de bord al mașinii atunci când ajungem în München, când am ajuns în München. 1900 km exact parcurs din Chișinău până aici, 26,3 kW consum mediu, 80 km la oră viteză medie și 23,45 de ore de condus direct. Asta a fost experiența cu Audi e-tron în cel de-al treilea segment al expediției noastre.